Reprezentanții AUR consideră că jocul de adio, dar rămân cu tine, al lui Nicolae Ciucă nu convinge pe nimeni. PSD și PNL își continuă blatul în spatele ușilor închise. Dacă Nicolae Ciucă și PNL sunt cu adevărat revoltați de decizia Curții Constituționale, de ceea ce se întâmplă cu drepturile românilor, atunci ori pleacă de la guvernare cu totul, ori susțin o moțiune de cenzură, transmit aceștia. Am văzut că doamna Lasconi și USR au ieșit public să anunțe că vor iniția un asemenea demers. Așteptăm cu interes să vedem textul moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Marcel Ciolacu și solicităm doamnei Lasconi să organizeze de îndată consultări pentru a discuta conținutul moțiunii de cenzură în vederea semnării și susținerii acesteia. Facem apel pe această cale inclusiv către parlamentarii neafiliați să semneze acest demers și să contribuie la înlăturarea guvernului Ciolacu. Sperăm că de această dată doamna Lasconi și parlamentarii USR să nu facă tot acest demers doar de imagine și să meargă până la capăt. Guvernul antiromânesc condus de Marcel Ciolacu, un guvern pentru care drepturile cetățenilor au devenit facultative, trebuie să plece, iar PSD și PNL trebuie să ajungă la coșul de gunoi al politicii, spun cei de la AUR.